Avem un Mantec X 18440 la care avem de schimbat perna de la cabină pe stânga față. Problema pe care o are perna este că a fugit de pe bușă, iar suportul pernei freacă în suportul bării de stabilizatoare de la cabină. A făcut acea rugină și bate la denivelări. Nu vine bușă înlocuitoare, ci doar pernă cu totul. Ca să demontăm perna, va trebui să demontăm bara de pe mașină, pentru că șurubul acesta este băgat din laterală, iar cel de aici din față, din partea de jos, este băgat așa, cu piulița în interior, și șurubul este mai lung și vine exact în bară și nu poți să scoți șurubul de dacă nu demontezi bara. Ca să demontăm bara, va trebui să scoatem de pe colțurile de la far capacele, demontăm șurubul acesta, din dopul de jos șurubul acesta, piulița de fapt, după care demontăm farul și proiectorul. În spate aici la far avem două șuruburi de 8 cu tubulare de 13, unul aici, unul aici, iar la proiector avem două, unul aici, unul aici. Ca să demontăm proiectoarele, cu un tors de 30, cu un tors de 40 pe aici pe laterală, prin capacul de vizitare din scară acela, demontăm pe cel de la far, iar pentru proiector pe aici. După ce am demontat bara de pe mașină, avem acces la perne. Acesta este șurubul despre care vorbeam. Este mai lung și trebuie să iese până în partea asta, iar bara vine undeva pe aici. El nu se poate desface decât foarte puțin. Acum, când o să înlocuim perna, o să schimbăm șurubul și o să punem cu piulița în afară, ca în cazul în care va avea probleme cu perna, să putem să-l scoatem aici în spate. Aici avem mufa rapidă de la alimentarea de la pernă. Trebuie să apăsăm cu o cheie de 8 sau de 7, de 8, o inimă fixă în sus, după care tragem de furtun în jos, așa. Aici avem codul de pernă.